În urma unei evaluări a Băncii Mondiale, din care a reieșit că sucevenii nu sunt foarte mulțumiți de transportul public, Suceava clasându-se pe locul 11, primarul Ion Lungu a decis să facă schimbări în acest sens, urmând ca societatea de transport public să fie condusă de Gabriel Petruc, dacă și acesta va fi de acord. Societatea de transport public al municipiului TPL, la care acționar unic este municipiul Suceava, nu mai are director de mai bine de un an de zile, după ce Darie Romaniuc s-a retras din cauza unor probleme de sănătate. Între timp a fost înlocuit de inginer Dănuț Matei, fost cadru la Inspectoratul de Poliție Județean, pensionat între timp. Darie Romaniuc a rămas doar în Consiliul de Administrație al SCTPL Suceava, președinte al Consiliului de Administrație fiind Gabriel Petruc. Nu este faptul că gradul de mulțumire a populației față de transport nu e așa cum am dorit, suntem pe locul 11 și nu-mi place acest lucru vis-a-vis de efortul care le-am făcut. Dar acolo este o conducere interimară, probabil că vom numi o conducere definitivă acolo și am niște idei să vedem exact ce putem face. A fost această situație de forță majoră în care, mă rog, înțelegem asta situația, domnul Romanic, pe care îl apreciam foarte mult, și-a dat demisia, a spus că nu și-a dat demisia, s-a retras, a spus că este bolnav și pentru el mai important viața, sănătatea, și înțeleg, îl cred, nu spune în balanță, și atunci am rămas descoperiți. Dar avem variante, vom pune o conducere acolo mai tânără și care să facă performanță. Degeaba am luat excelența, am luat-o pentru proiect în sine. Dar gradul de mulțumire depinde de oameni, de conducători, de modul cum se comportă, șoferii, ei care vând bilete, controlori și nivelul dumneavoastră. Sunt două lucruri total diferite. Una e proiectul și alta este comportamentul oamenilor. Nu știu exact cine, dar nu pot să vă spun acum. Păi dacă nu-l spun, trebuie să vorbesc persoana, să spui dacă e de acord. Da, unul... Da, din primărie, din domnul Petruc, directorul din primărie, care a implementat acest proiect, știe și o să-l conving să meargă director la TPL. El nu prea vrea să meargă, că stă destul de bine aici la primărie, dar am nevoie de el acolo.